Consilierii județeni s-au întrunit în ședință extraordinară pentru desemnarea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă. Cel propus a fost consilierul Bogdan Ion, liderul sindicatului Poștei Buzoiene. În ședința de astăzi v-am propus următoarele proiecte cu ordinea de zi. 1. Stabilirea unui mandat special reprezentantului județului Buzău în adunarea generală a acționarilor a societatea Compania de Apă S.A. Buzău pentru ședința ordinară din 27 februarie 2018. Cine este pentru? Împotrivă sau cine cineva? Vă mulțumesc. Ulterior, consilierii locali s-au întrunit în ședință de îndată pentru același motiv, ședință încheiată în doar câteva minute după ce proiectul a primit girul consilierilor prezenți. Supun la vot întâi ordine de zi prezentată și transmisă prin mail. Cine este pentru? Inițiați vot. Vă mulțumesc. Proiectul ordinii de zi este următorul. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 52 din 23 februarie 2018 privind următoarele decizii legate de adunarea generală ordinară a acționarilor CC Compania de Apă S.A. Buzău, din data de 27.02.2018, ora 13. Comentarii, discuții? Domnul președinte, dacă permiteți, vreau să fac eu o singură precizare. Am văzut unele speculații în presă, nu a fost nicio greșeală a Consiliului Local sau a redactării documentelor de la ultima ședință de îndată, ci este pur și simplu o nouă decizie a ADI, prin care domnul Gheorghe Gabriel Constantin a fost înlocuit cu domnul Bogdan Ion, motiv pentru care s-a întrunit și Consiliul Județean și Consiliul Local pentru a pune în aplicare această decizie a ADI. Din noul Consiliu al Companiei de Apă, ce va funcționa temporar până la încheierea procedurii legale de selecție, fac parte Cornel Pitiș, directorul Direcției Silvice, Eduard Pistol, secretarul primăriei Buzău, Simona Săvulescu, consilier al primarului Toma și mai nou consilierul județean Bogdan Ion.